A început sezonul colindelor în pragul sărbătorilor de iarnă și anul acesta primăria Drobeta-Turnu-Severin a fost colindată de sute de elevi de la școlile din județul Mehedinți. În straie populare și animați de spiritul Crăciunului, colindătorii au încântat cu glasurile lor calde, cântând cele mai întregite cântece tradiționale. Autoritățile locale au primit cu bucurie colindul și au răsplătit copiii cu cadouri. Ne-am gândit să venim și noi să vă aducem marea veste a Mântuitorului, a nașterii Mântuitorului. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați venit, vă dorim sărbători cu bine, să fiți sănătoși și binecuvântați cu cel mai bun pe lumea asta și cu multă putere de mână. Așa a arătat prima zi de colindat la primăria din Drobeta-Turnu-Severin. Îndrăgitul proiect Colindăm Primăria a continuat și anul acesta pentru a păstra vii tradițiile de Crăciun și pentru a aduce bucurie elevilor din Mehedinți. Colindători care au trecut pragul primăriei au fost elevii de la școala gimnazială Alice Voinescu, care au pregătit două colinde de Crăciun și o serie de urări. Am cântat Florile d'albe și am cântat Hai ca să ne de ceva. Mi-a plăcut foarte mult. Și eu observ că ai primit în dar un cadou pentru ceea ce ați prestat aici. Hei, vreau să spun că îi mulțumesc, domnul primar. Să fie sănătoși și să aibă parte numai de bucurii. Cum ți s-a părut experiența de astăzi de la primărie și ce colinde ați cântat? Am cântat Un altfel de colinzi și Florile d'albe. Și cum ți s-a părut să fii aici la primărie? E prima dată când vii? Este prima dată, dar îmi place foarte mult. Ți-a plăcut? Ce colinde ai cântat? Florile d'albe și Un altfel de colinzi. Și care este preferata ta? Pentru interpretare, cei mici au fost premiați cu câte un cadou, pregătit special de autoritățile locale. Pe rând, pe rând, ușor, toată lumea primește. Da. Vrem să continuăm tradiția, vrem să încurajăm pe copii să păstreze datinele, tradițiile poporului român. Chiar dacă suntem în Uniunea Europeană, chiar dacă ne europenizăm, important este să ne păstrăm substanța noastră și substanța noastră vine din vremuri străvechi. Tradițiile, datinele noastre ca popor trebuie păstrate, trebuie duse mai departe și cea mai bună solie pentru poporul român o reprezintă copiii noștri. E o bucurie imensă, an de an i-am primit pe micii colindători, vom primi și de acum încolo. În cadrul primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin este o tradiție de foarte mulți ani. În fiecare perioadă a sărbătorilor primim colindătorii care ne trec pragul primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin și de data aceasta avem colindători, avem peste 1000 de copii care într-o săptămână vor călca pragul primăriei noastre. Nu este nimic mai frumos decât să ascunzi niște copii foarte frumoși, foarte micuți și foarte talentați, cum ne cântă colinde. Sute de copii vor colinda în această perioadă primăria, iar în schimb vor primi cadouri pe care autoritățile locale le-au pregătit pentru această perioadă.